Bolovanii, pe care fosta administrație publică locală i-a plantat anul trecut în multe dintre spațiile verzi din municipiul reședință de județ, și-au găsit astăzi sfârșitul. În locul acestora urmând să fie pus gazon. Primarul Petru Mărginean își dorește ca deva să nu mai arate ca o carieră de piatră, ci să fie o oază de verdeață. Vor fi ori garbi, ori gazon, acești bolovan se vor ridica, dar nu din sensul legislatorului. În sensul legislatorului unde sunt limitările rondourilor de flori vor rămâne, vor fi doar în zonele de trotuar, unde vor fi ridicați toți bolovanii și depozitați la sediul gospodăriei local. E lucru știut că orice ai face, nu reușești să mulțumești pe toată lumea, iar devenii nu fac excepție de la această regulă. Prin urmare, fiecare a comentat în felul lui acțiunea primăriei Deva. E bine că se iau bolovanii, ce părere? Da, e bine. E acum bine, schimbăm bun, înțeles. Vrem, schimbăm florile, tot. Ce pune în locul lor? Flori, iarbă. Iarbă? Păi să vede. Merg câinii pe ele și fac numai iarbă. Da. Așa face fiecare. Care cum pune, vine altul, ia. Unul pune, unul ia. Așa e la noi, ca la turnul Babel. Unul pune, unul ia. Cum era pe timpul comunismului. Tot era încărcat. Se ducea unul descărca, venea și încărca, iar și pleca ca să fie încărcat. Era frumos și cu ei. Nu, părerea mea că nu e un lucru rău că ori fost, da? S-a schimbat primarul, asta e. Avem nevoie oare de mai mult zonă verde? Absolut. Asta întotdeauna. Mai ales că e atmosfera așa cum e. După părerea mea e bine și așa nu e prea multă zonă verde în oraș și ar trebui să fie mai multă. Un lucru este cert, în scurt timp, centrul reședinței de județ își va recăpăta înfățișarea normală în ceea ce privește spațiile verzi.